O să încep spunându-vă că, de fapt, voi ar trebui să fiți aici și mă refer la voi spunând colega de acolo din rândul 4 cu ochelari, colegul de aici, de fapt și grupul de acolo și, dacă stau bine să mă gândesc, cred că și primele 3 rânduri de aici. Și, de fapt, dacă mă gândesc și mai bine, cred că ar trebui să fiți toți aici. Și am la dispoziție 17 minute și un pic ca să vă demonstrez de ce cred că toți ar trebui să fim în această postură, nu neapărat în postură de TED, dar în postura de a vorbi celorlalți despre educație, căci e vorba despre noi toți. Însă până să demonstrez ce, sau să sper să demonstrez ceea ce vă propun, dați-mi voie să mă prezint, măcar pe scurt, Florin Șighind, așa cum m-a prezentat și Alex, mulțumesc frumos. Și da, acum câțiva ani am avut o idee nebună împreună cu niște prieteni să facem o colecție, care acum a ajuns la circa 20.000 de exemple, de lucruri care funcționează în România. Fie că vorbim de oameni, proiecte sau organizații, voluntari sau companii. De altfel, o bună parte din aceste exemple le-ați și auzit deja de la speakerii anteriori. Însă nu despre România pozitivă vreau să vă povestesc, nu despre asta, ci aș vrea să vă povestesc despre ceea ce am numit educație circulară și mărturisesc că m-am inspirat un pic din conceptul de economie circulară, probabil că pentru o parte dintre voi este un concept cunoscut. Însă, de dimineață, Emanuel a început cu exercițiul cu vocea și n-aș vrea să merg mai departe până când nu facem o probă de microfon. Și nu mă refer la echipa tehnică de data asta, ci mă refer la cei din sală de aici. Emma v-a spus felicitări că sunteți aici și, de altfel, același lucru aș vrea să vă spun și eu. Bravo și tare vă mulțumesc că sunteți aici, sunt foarte recunoscător pentru asta. Însă aș vrea să vedem dacă avem vocea la noi și dacă vreți și un pic de exercițiu să ne trezim înainte de masa de prânz. O să vă rog să vă gândiți la prenumele preferat, mai ales aceia dintre voi care aveți două prenume. Mâna sus cine are două prenume, ca să vedem. Vă dați seama că eu nu văd nimic cu reflectoarele, dar măcar așa, ochiometric. Mulțumesc! O să facem un exercițiu scurt, durează 10 secunde. Pe mine mă mai cheamă și Toma. Pe voi vă cheamă cât de tare se poate în același timp? Pentru proba 1 de microfon funcționează, mai încercăm o dată și gata. Pe mine mă cheamă și Toma, pe voi vă cheamă? Dor! Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc frumos. Deci suntem aici, este în regulă, mai ales dacă avem și vizitatori în live stream, dacă este live stream sau undeva pe un laptop peste câteva luni. În fine, ce vreau să vă povestesc, de fapt, e împărțit în trei părți, așa cum deja o parte dintre speaker ne-a obișnuit. Câteva lucruri despre unde suntem acum și asta înseamnă și un pic de istorie, dacă vreți, apropo de educație, pe scurt. Foarte important, desigur, până la urmă și tema conferinței de astăzi, cum vedem sau cum ne dorim să vedem viitorul. Și nu în ultimul rând, bun, ne dorim într-un fel sau altul, dar întrebarea este ce facem noi concret, fie că vorbim de oameni din această încăpere, fie că vorbim de oameni din spatele unui laptop în viitor. Și pentru că primul punct este despre trecut, dați-mi voie să împărtășesc o povestioară. E adevărat că nu mi-aparține, poate o parte dintre voi sau dintre dumneavoastră o cunoașteți deja, este povestea focului sau The Story of Fire, de altfel este o poveste sufi, destul de cunoscută cumva în lumea pasionaților de educație. Iar în această primă fază o să vă spun doar jumătate de poveste și e foarte simplu. Cândva acum foarte mult timp, într-un trib, într-un sat, un om inventează focul. Numele, according cu povestea, și o să explic imediat și de ce folosesc din când în când și cuvinte în engleză, numele acestui inventator al focului este Nur. Și acum, cei care cunoașteți povestea, probabil că vă amintiți detalii. După o vreme, acest inventator al focului, Nur, merge să învețe pe ceilalți, de la celelalte triburi, să învețe arta focului și maestria focului. Mai trec câțiva ani, între timp Nur trece între ale cerești și, la un moment dat, avem 5 triburi. Și o să vă spun ce se întâmplă cu fiecare trib, apropo de experiența de a învăța despre foc. Primul trib își pierde abilitatea și experiența de a folosi focul, însă un singur om are această putere. Bineînțeles că acest om este, desigur, recunoscut de acel trib, putem să-l numim șeful tribului sau, dacă vreți, preotul tribului. Este cel care deține puterea, este singurul care știe să facă foc. Ceilalți nu. Al doilea trib uită să facă focul, însă rămân instrumentele, ustensilele, dacă vreți, pentru făcutul focului. Nu mai știu să facă foc, dar în engleză ar fi worship the tools, da? Ne bucurăm că avem aceste instrumente, dar habar n-am ce să facem cu ele. În al treilea trib au pierdut și instrumentele, au pierdut și focul, dar a rămas o statuie a fundatorului focului pe numele lui Nur. Da? A rămas statuia
Și atunci ne închinăm acestei statui cândva cineva a inventat focul. În al patrulea trip, dacă mai aveți răbdare cu mine, uitaseră și de foc, uitaseră și de statui și de unelte. O parte auziseră povestea cu focul, alții nu. Unii credeau în povestea că și că cumva ar exista foc, alții ziceau, doamne, o prostie, ai auzit la știri, nu există așa ceva. Al cincilea trib este, dacă vreți, cel banal. Toată lumea folosea focul. Nimeni nu-și mai punea problema dacă e nevoie de niște instrumente sofisticate sau dacă e un inventator al focului. Pur și simplu, foloseau focul în viața de zi cu zi. Ei aveau, de fapt, alte probleme. Și acum, la momentul ăsta din prezentare, probabil că vă întrebați, bun, și ce legătură are asta cu subiectul nostru de astăzi. Și o să vă rog să mai îngăduiți câteva minute, că nu vă spun acum legătura. Undeva spre final aș vrea să închidem povestea, să vă spun și care este, nu neapărat morala, dar, în fine, experiența cu focul în cele cinci triburi. Am spus că e despre trecut și o să folosim poate paralela cu experiența cu cele cinci triburi și în cele ce urmează. Și am ales o poză care probabil nu este foarte cunoscută și într-o mare măsură e chiar prezentă în această încăpere. O cunoaștem? Știm? Cam așa arată o sală de clasă? Și dacă îmi permiteți o paralelă, mai ales că eu nu lucrez în zona de educație formală, mai degrabă lucrez în zona de training și facilitare, într-o mare măsură poate fi și o sală de training, o sală de curs. Și nu spun că e rău sau bine, Doamne ferește, voi fi ultimul care să critique genul acesta de abordare. Este pur și simplu realitatea într-o mare măsură așa cum o avem. Dar tot această realitate pe care am aflat-o astăzi din două surse, și de la Emanuel de dimineață și Emma Arendt-Perito, și desigur este cifra care a creat în ultimii doi ani cele mai multe valuri, sau printre cele mai multe valuri, e că da, în această realitate în România, 42% din copiii de 15 ani, așa cum ați aflat deja, văd ce se întâmplă acolo, mă rog, pot citi, dar nu înțeleg. Ia să ne aduce aminte și de un banc, dar în afara filmării, poate într-o pauză pot să-l împărtășesc. Sigur, nu e singura cifră, sunt multe cifre, e plin de rapoarte pe zona de educație și desigur că cei care lucrați în zona asta probabil le cunoașteți și cu implicațiile aferente. Aș vrea însă să vă aduc un al doilea studiu, suficient de puternic, poate mai puțin citat în mass media în ultimii doi ani. Este vorba de tinerii din România cu o multitudine de date în jurul studiului, printre care, bineînțeles, și zona de educație. Dar, în mod paradoxal, nu despre educație vreau să vă vorbesc, ci mai degrabă despre faptul că un tânăr, sau în fine, începutul este legat de educație, un tânăr din România manifestă nemulțumire. Și dacă vă amintiți, este și micul sondaj făcut de Emanuel de dimineață. Deci un tânăr din trei se declară măcar mulțumit de sistemul de învățământ din România. Pe de altă parte, migrația, așa cum bine o știm, este mai degrabă prima opțiune pentru a pleca. Din nou, poate vă puneți întrebarea, păi și ce legătură are asta cu educația? Dar o să vedem, apropo de educație circulară, dacă nu cumva se închide bucla undeva sau ar trebui să se închidă. Sigur, nu e suficient. Există și o veste bună. Se pare că, deși suntem nemulțumiți, oarecum conform studiului de educație, totuși considerăm că o ducem ceva mai bine, în general, decât părinții noștri. Deci e și o urmă de optimism, măcar din perspectiva asta de educație, vis-a-vis de părinții noștri. Aș vrea să vă propun să vă uitați la fraza de pe ecran din spatele meu. Este vorba de faptul că două treimi din tineri consideră că ne îndreptăm într-o direcție greșită. Sincer, nici nu cred că avem nevoie neapărat de studii pentru asta. Cred că o simțim, o știm. O știm în privirile oamenilor cu care discutăm. O știm la mesele de prânz, o știm la pauzele de țigară, cei care fumați, nu vă sfătui, dar asta e viața. O știm, știm că asta e direcția, din păcate. Și știm, conform acestui studiu, și că sunt 3-4 lucruri mari și late, despre care nu e timpul să vorbim acum. Despre corupție, despre așa zisul șomaj, aici iarăși e o poveste interesantă, apropo de faptul că în acest moment sunt 20.000 de locuri neocupate în România. Dar, bineînțeles, și sărăcia contribuie și avem iarăși povestea care a fost suficient de elocvent în discursul Emei. Întrebarea este cum vedem în acest moment sistemul de educație și v-aș propune să ne uităm la câteva caracteristici. Din nou, poate nu cu judecata de bine sau rău, pur și simplu așa cum e el. Mai degrabă suntem stăpânii instrumentelor, mai degrabă sunt stăpânul matematicii sau al limbii române sau al limbii engleze, decât cel care îi ajută pe ceilalți să o descopere. Mai degrabă, materia mea e materia mea. Și când spun materia, nu mă refer neapărat la profesorul clasic și materia clasică, mă refer din nou poate și la zona de training și facilitare. Conținutul e al meu.
vreau să-l dau cu celălalt, dar așa cum ați văzut și în filmulețul TED, înainte de masa de prânz, dacă celălalt n-are chef să vadă sau să învețe, e treaba lui, nu-i treaba mea. Ce face studentul sau elevul în cazul acesta? Păi ce să facă? Apleacă urechea și când vine proba de control de măsurare, atunci vedem ce note va lua. Sigur, poate că observați o ușoară nuanță tendențioasă în ce vorbesc, dar într-o mare măsură cam așa stau lucrurile. Eu sunt proprietarul informației pe care dețin, indiferent că vorbim de o materie sau de un subiect de training. Celălalt este acolo dacă vrea, dacă nu vrea, e treaba lui. Oricum va exista și o evaluare. Și apropo, de ce toate astea? Pentru că eu mi-apăr trecutul. Așa s-a făcut până aici. Așa merg lucrurile. De ce să mă apuc să schimb, să-mi bat cu ei în talpă? O să vorbească ceilalți. O să fiu dat de exemplu, o să fiu penalizat. De ce să complic? Apropo, știți că suntem ultimul loc din indexul pe competitivitate din Europa la inovație? Sau printre ultimele locuri, nu chiar ultimul. De ce să mă complic să schimb? E mai simplu. Oricum, apropo de existența vocilor celor buni, din nou fac apel la Emanuel de dimineață, și dacă aș avea o idee, e mai simplu să tac. E mai simplu să tac. E mai ușor. Dar, mă rog, păstrând această proprietate a conținutului, aș vrea să nu fie chiar atât de simplu și nu să vorbesc singur și o să vă invit la un mic exercițiu. E adevărat că pentru asta o să facem un pic apel la telefoanele mobile, cei care aveți și conexiune și aveți telefonul la îndemână. Și o să vă rog să vă uitați la întrebarea din spate și să vă gândiți cum ați descrie cea mai relevantă situație de învățare, indiferent că vorbim de școală sau poate învățare informală într-un ONG sau într-o companie de sau împreună cu o companie de training, n-are importanță, o situație de învățare relevantă. Și după ce aveți acel cuvânt în minte, o să vă rog foarte mult fie să scanați, dacă aveți și aplicația aferentă, fie să introduceți, e adevărat, e cam lung acest link, dar sper să vă descurcați cei care sper să-l vedeți în condiții bune, surveymonkey.com/rtvxtwyz. Poate la o pauză de prânz, pentru cei care vreți să introduceți atunci, o să rog colegii de la tehnic să lase acest link pe ecran, dacă nu apucați acum. Aș vrea, desigur, nu în cele 6 minute câte mi-au rămas, ci undeva pe parcursul pauzei de prânz sau poate la începutul jumătății 2 a zilei, să vedem și care sunt răspunsurile din sală. Decât să presupunem, sau în loc să presupunem, mai bine vedem, de fapt, ce e relevant pentru cei din sală atunci când învață. Și poate că, de fapt, e mai simplu. Ar trebui să ne orientăm spre ce e relevant pentru fiecare dintre noi. Și atunci procesul de învățare e aferent cu ce nevoie avem. Bun, ca să nu vă țin acum de vorbă cu acest link, cum spun, la masa de prânz poate reușim să-l proiectăm pe ecran și cine dorește să îl completeze, e invitat să o facă. E același lucru. Asta este, de fapt, imaginea pe care o să vedeți pe telefoane. Mărturisesc că și acum câteva zile când mă gândeam la acest discurs, mă întrebam, bun, și încotro. Și nu e foarte greu. Dacă ne uităm un pic ce face Europa de Nord, probabil că avem acele imagini în minte. Știți cum arată o sală de clasă, poate Finlanda sau Norvegia sau poate chiar și Suedia? Și nu spun că nu neapărat și în România, că aici vine poate fi și vestea bună. Ar putea să arate oarecum așa. Ce are diferit? Știu, am modificat un pic, o să vă spun imediat și de ce. Ce are diferit această sală de clasă? Și desigur că e o întrebare retorică, nu aștept acum un răspuns, dar e altfel. Nu este de la mine spre tine, ci suntem împreună, suntem în cerc. Ceea ce e valoros pentru mine, e valoros și pentru tine. În loc să-ți predau eu conținutul, ca și cum aș fi expertul absolut, mai degrabă mă uit la ce te interesează pe tine sau ce te pasionează sau care e problema pe care vrei să o rezolvi. Și o să vă întorc un pic la viitor. Poate că acum predăm engleză, matematică, geografie sau poate în mediile un pic mai economice, poate predăm management sau predăm contabilitate. Dar poate că nu e despre asta. Și dacă vreți doar un exercițiu de a visa 2 minute. Cum ar fi să învățăm despre altceva? Cum ar fi să învățăm să avem un corp sănătos? Cum ar fi să învățăm să ne respectăm natura? Sau poate, și o să ziceți, e simplu, e un idealist. Cum ar fi să învățăm despre pace? Cum ar fi? O să ziceți, e o prostie, nu faci bani cu asta.
Dar poate că acum ai momentul, până nu e prea târziu. Cum ar fi să învățăm pur și simplu cum să fim performanți în general într-o carieră? Sau de ce nu? Că și așa suntem la mijlocul topului pe fericire în lume. Cum ar fi să învățăm să fim fericiți? Cum ar fi? Și atenție, n-am vorbit o clipă că ar trebui să ștergem buretele ce este acum. Tot respectul pentru profesorii din sală, nu-i vorba despre asta. Și vestea bună este că există exemple în România de lucruri care funcționează așa. Unul, două exemple le-am văzut chiar astăzi. Poate Ardor, poate Teach for Romania. Da, e despre cum integrezi ceea ce știi din trecut și ești deja owner, proprietar pe conținutul respectiv. Ești un bun specialist în matematică sau în geografie, dar nu neapărat pentru acest scop, ci integrându-le în așa fel încât să ne rezolvăm problemele curente sau cele din viitor, mai bine zis. Fie că vorbim de comunitate, oraș, sau poate țara în care trăim. De ce să nu legăm aceste două lumi? Altfel vom învăța întotdeauna despre trecut și ne va fi mai puțin util în viitor. Altfel pur și simplu vom fi analfabeți, funcționali. Dar știți care e problema? Vom fi analfabeți funcționali nu la capitolul citit, ci la capitolul simțit, la capitolul fericire și la capitolul pace, ca să dau doar cele trei exemple. Și mult mai multe altele. Și atunci dilema mea, că v-am spus, e o zonă de visare. Este despre a lua nota 10 în teză sau a lua cele mai bune evaluări într-un training sau este despre a chiar adresa o problemă sau o oportunitate reală și despre a combina ceea ce știu, oricum acest știut este la un clic distanță. Dacă stăm să ne gândim, internetul e acolo. E adevărat, trebuie să avem și abilitatea de a citi ce e pe internet. Și vă întorc un pic, poate un pic atipic, vă întorc un pic la încă două informații cheie. Pe asta probabil că o cunoașteți. Este vorba de competențele cheie, așa cum World Economic Forum le-a văzut pentru următorii ani. Și poate nu întâmplător, unele din lucrurile importante peste câțiva ani vor fi în zona de rezolvare de probleme și gândire critică. Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de buni matematicieni sau buni vorbitori într-o limbă străină, fie ea și franceză sau engleză. Este vorba de mai mult, de a integra ceea ce știm în ceea ce avem nevoie să rezolvăm și în ceea ce avem nevoie să punem în practică și chiar să simțim. E practic transferul de la a fi analfabet funcțional la a înțelege de ce fac și cum o fac. Chiar dacă asta înseamnă că schimb și metoda sau schimb de fapt tot ce este în procesul educațional. Un lucru aș mai împărtăși la acest moment, pentru că mă apropii de final. Sunt lucruri poate cunoscute. Cei care din nou sunteți în educație poate le știți. Otto Scharmer, unul din autorii cărții despre teoria U și profesor la MIT, spune de o a patra generație de învățare care nu mai este concentrată nici măcar pe student sau pe conținut, adică pe subiectul în sine, ci mai degrabă pe cum facilitezi experiența de învățare și de transformare în viitor. Poate că despre asta e vorba. Și poate că nu contează dacă am luat nota 10 în teză, dacă de fapt arunc mizeria pe jos. Contează la ceva dacă sunt un manager performant, dar trec pe roșu la semafor? Contează oare dacă am cele mai bune performanțe pe materia sau poate chiar sunt un olimpic, dar I don't give a fuck despre comunitatea în care trăiesc? Am spus asta în română sau în engleză? Știți de ce am spus în română și în engleză? Pentru că poate e momentul să facem un pas înainte, să mergem spre publicul nostru. Vorbim de public tânăr. Ok, asta nu înseamnă că recomand să înjurăm în limba engleză. Dar am vrut să mă fac mai bine înțeles. Poate că e momentul să ieșim din cutiuța noastră de expertiză și să vedem de ce e nevoie să rezolvăm la drept vorbind în jurul nostru. Fie că vorbim de orașe, comunități, copii, tineri sau de ce nu și adulți până la urmă. În final, pentru că nu vreau să rămânesc cu gândul că poate aceste lucruri nu se întâmplă în România. Se întâmplă. Sunt oameni care fac învățarea să fie fun. Sunt oameni care te invită la descoperire. Sunt oameni care lucrează pentru comunitate și ghidează. Și aș vrea să închid așa. Sunt aceste exemple pe care le-am pomenit, fie că vorbim de Universitatea Alternativă sau Ardor sau un program care de altfel începe în curând și în Galați, vorba de fizică și chimie altfel, știu. Aceste lucruri se întâmplă și de altfel noi pe România Pozitivă avem peste 20.000 de exemple. Am făcut o căutare de curiozitate. Peste 1.000 de exemple sunt din Galați. E adevărat, nu doar în educație, ci în general în mai multe domenii. Se poate, doar că ideea este dacă ne și dorim acest lucru. În încheiere, pentru că altfel voi fi invitat la masa de prânz și risc să merg singur la masa de prânz,
O să vă spun ce se întâmplă cu un mare învățat care merge cu studenții lui înapoi în satul cu tribul, dacă mai țineți minte povestea cu focul. Învățatul cu studenții spun hai să învățăm focul, cum să facă focul pe toți. În primul trib, unde era preotul atotștiutor pe foc, ce credeți că îi spune studentului și învățatului? N-am nevoie să înveți pe nimeni focul pentru că eu am putere, așa că mai bine te băgăm la închisoare. În al doilea trib, care aveau ustensilele, dacă vă amintiți din poveste, au spus că degeaba vin dintr-o altă cultură pentru că nu va funcționa, chiar dacă ei vor veni cu soluția de utilizare a instrumentelor respective pe foc. În al treilea trib, când au văzut statuia lui Nur, fondatorul focului, au spus, vii să ne pângărești civilizația, sigur nu vom fi de acord cu tine. Deci mai bine pleacă, nu suntem de acord cu ceea ce vrei să ne ajuți. În al patrulea trib, în care erau împărțiți, unii credeau în poveste și în alții nu credeau în povestea focului, i-au învrăjbit. Au zis, unii sunt de acord să învețe focul, ceilalți au spus, nu, dacă această noutate zisă ea și internet ne va strica lucrurile brusc, dacă această inovație este împotriva firii noastre. În al cincilea trib, cei care foloseau focul n-au avut ce să învețe, pentru că ei au preocupați de altceva. Morala povestii e simplă, poate nu e despre cum învățăm, poate e despre cum reușim să trezim dorul de învățare sau dorul de a descoperi exact acolo unde poate omul într-o primă fază nici nu știe ce dorește să învețe. Și cu aceste gânduri chiar o să vă las cu, poate cu un mesaj de final, pentru că e vorba de ce putem face. Mesajul de final este Herbert Spencer, poate că îl cunoașteți deja din alte contexte. Marele scop al educației nu este neapărat știința, ci este acțiune. Este ceea ce putem face în fiecare zi pentru a ne apropia mai mult de ceea ce ne dorim. Fie că vorbim de comunitate, educație sau de altceva.